Institutul Regional de Oncologie Iași derulează timp de 5 luni campania de promovare a screening-ului pentru depistarea cancerului. Previne cancerul este vorba de o campanie de comunicare și informare în ceea ce privește importanța prevenției. Lunile octombrie, noiembrie și decembrie vor fi dedicate investigațiilor gratuite. Până la sfârșitul anului, persoanele din zona Moldovei vor putea să se înscrie și să facă investigații gratuite în cadrul programelor de screening pentru depistarea cancerului de sân, coluterin, colon și prostată. Până în acest moment s-au primit la programări rondiroiaș.ro aproape 2000 de cereri de evaluare. De pe 1 octombrie până pe 22 am avut 1984 de mail-uri. Deci sunt în medie 80 pe zi, ceea ce este foarte mult. Medicii susțin că pacienții ar trebui să fie interesați permanent să-și facă controlele periodice, nu doar pe timpul acestor campanii vizibile. Interesul persoanelor de sex feminin și masculin să fie în permanență același sau pe parcursul întregului an să fie același interes. Institutul nu își închide porțile, nu doar institutul desfășoară campanii de screening sau servicii gratuite în depistarea cancerului. La toate spitalele pot merge persoanele interesate cu biletă de trimitere și își pot face controlele periodice. Specialiștii susțin că dacă este descoperită în fază incipientă, boala poate fi tratată. De aceea trag un semnal de alarmă pentru a determina populația să vină la spital chiar dacă nu acuză semne ale bolii. Toți trebuie să știm că în normele de contractare cu casa de asigurări, cel puțin o dată pe an ne putem prezenta la medicul de familie pentru a ne face o riscogramă. Sunt niște consultații și investigații de laborator pe care le putem face fiecare în funcție de vârsta pe care o avem și de simptomatologie. Cancerul poate fi vindecat dacă este depistat la timp. Eu lucrez de 7 ani de la înființarea Institutului Regional de Oncologie din Iași și am văzut și știu persoane care trăiesc de 10, 15, 20 de ani cu cancer pentru un bilet de trimitere de la medicul de familie pentru consult de specialitate. Se prezintă la institut pentru unul din cele 4 screening-uri pe care noi le derulăm. La ce adresă de e-mail trebuie să vă trimită mesajul? Adresa de mail este programari@iroiaș.ro. La Iroiaș, în primele luni ale anului 2018, au fost confirmate 133 de noi cazuri de paciente cu cancer la sân, dintr-un total de 3045 de cazuri aflate în evidența spitalului.